Pentru resoftarea imprimantelor Xerox B210 e nevoie să cunoaștem seriile imprimantei. Acestea se pot afla prin imprimarea rapoartelor Configuration și Supplies Information Report. Pentru a le printa, procedăm în felul următor. Conectează imprimanta prin cablu USB și accesează programul Xerox Easy Printer Manager. Dacă nu îl ai deja instalat, accesează browser și tastează Download Driver Xerox B210. Accesăm site-ul oficial Xerox și de aici vom descărca acesta. Clic pe butonul de download. Clic de dreapta și extrage arhiva. Iar în folder accesează Setup.exe. Aici selectează Install Software, Agree, USB Connection și bifează primele trei opțiuni. Next. Programul Xerox Easy Printer Manager este acum instalat și îl găsim în Start. Accesează Advanced Settings, Device Settings, Print Information, iar de aici selectăm Configuration Print. OK. Și Supplies Information Report, print, OK. Acestea sunt cele două rapoarte. În Configuration găsim Machine Serial Number și System Software Version. Iar acesta este raportul Supplies Information, unde găsim seria CRUM de la cartuș. De aceasta avem nevoie, a nu se confunda cu seria CRUM de la unitatea de imagine. Dacă imprimanta nu permite imprimarea rapoartelor datorită chipului de pe cartuș sau unitate de imagine ajuns la 0%, contactează-ne pentru o soluție personalizată. Pentru a plasa o comandă, accesează rset.com, iar din meniul principal, accesează Comandă rapidă. Aici introducem seriile, model imprimantă, Xerox B210, System Software Version 88.000.58.000 în cazul nostru, Machine Serial Number și seria CRUM de la cartuș. După cum precizam și la imprimarea rapoartelor, a nu se confunda cu seria CRUM de la unitate de imagine, DRAM. Introducem codul de securitate și clic pe Trimite comandă. Comanda dumneavoastră a fost plasată cu succes. Veți primi pe e-mail o copie a datelor notate în comandă, vom efectua verificarea seriilor din comandă și revenim cu detaliile de plată.
După efectuarea plății, primiți pe e-mail o arhivă care conține programul de resoftare împreună cu instrucțiuni scrise și video și firmware original. Accesează linkul primit pe e-mail și descarcă arhiva. Se salvează. Extrage arhiva. Iar aici avem programul de resoftare și firmware original. În timpul resoftării, obligatoriu să existe în imprimantă chipul sau cartușul cu care s-au imprimat rapoartele. Rămâne conectat pe USB doar imprimanta Xerox B210. Deconectăm celelalte imprimante dacă este cazul. Următorul pas este repornirea imprimantei în download mode. Pentru aceasta, va trebui să scoatem imprimanta din standby. Să o oprim. Deschidem ușa de acces la cartuș situată în partea din față și efectuăm următoarea combinație de butoane. Cu un deget apăsăm butonul roșu Stop Clear, iar cu al doilea deget apăsăm butonul Power. După 3 secunde eliberăm ambele butoane. Butonul de Power rămâne în verde, iar LED-ul de la status oprit. Imprimanta este în download mode acum. Accesăm fișierul download 1.bat. Se deschide o fereastră CMDM și încarcă puncte albe. La final afișează mesajul Download Complete. Așteptăm ca imprimanta să repornească automat, dovadă că programul de resoftare a fost instalat complet. Scoatem cartușul și acoperim chipul situat în partea din față a cartușului, cel cu 3 contacte aurii. Scoatem unitatea de imagine și acoperim chipul situat în partea din spate. Introducem unitatea de imagine, cartușul și închidem ușa de acces la cartuș. Pentru a dezactiva imprimarea raportului Configuration la fiecare pornire a imprimantei, găsiți un link în descriere. Imprimăm raportul Supplies Information pentru a verifica revenirea contoarelor la 100%.
După fiecare oprire-repornire a imprimantei, contoarele Life Remaining vor reveni la 100%.